pentru o perioadă de 2-3 ani, casa noastră a fost un fel de iad. Aș putea spune, pentru că copiii erau veșnic bolnavi, noi tot timpul nervoși, ne învinovățeam verbal sau non-verbal unul pe celălalt pentru situație. Nu mai era o casă, nu mai era un cămin, era un balamuc. Care m-a marcat cel mai tare a fost ultimul pe care l-am făcut și a fost momentul de stop. Eu lucram undeva, financiar eram la fel ca acum, numai că vedeam lucrurile altfel, mi se părea o povară prea mare, toți ceilalți îmi spuneau, vai, ești nebun, atâția copii, e de bun simț să rezolvi problema. Singurul care nu mi-a spus așa a fost soțul meu, dar nici nu mi-a spus nu face. Nu a spus nimic. Chestia e că eu nu eram ferm convinsă să o fac, dar toată lumea îmi spunea că asta trebuie făcut, că nu se mai... Și eu tot timpul îmi repetam, e foarte important acest amănunt, tot timpul spuneam, nu am încotro. Da, era 14 sau 15 februarie. M-am trezit dimineața, m-am aranjat ca orice fată, m-am îmbrăcat, a mers o prietenă la momentul acela cu mine. Am fost la spital, la Filantropia. Erau foarte multe femei acolo, probabil pentru același lucru sau pentru altceva. Am găsit acolo domnișoară doctor care s-a oferit să facă intervenția, cum a spus. Mi-a făcut ecografia, i-am dat banii. I-am dat banii, am plătit taxa, i-am dat și banii. După care am mers în sala de intervenții. Frig. Știu că era rece și sumbru, aș zice acum. După care am început să-mi umble cu niște chestii metalice. Se auzeau hârșâitul ăla de fiare. Și nu știu ce nu le ieșa, că și țipau una la alta și la mine că să stau. Simțeam că mi umblă, cum să mă exprim să nu fiu vulgară. Simțeam cum îmi umblă în vagin și mă durea. Și simțeam cum începe să curgă sângele, care era foarte fierbinte, și cum trage ceva din mine. Asta e senzația, ca și cum ți-ar scoate ceva din tine, nu un corp străin, cum ți se spune. Că e o chestie, un corp străin, un fetus. Simți cum ți se ia ceva din tine. Și te râcâie și te hârcâie și te... Și în mod normal am înțeles că o intervenție de genul acesta durează 5 minute, 10 minute. La mine a durat în jur de 25 de minute. Nu mai suportam durerea. Era atât de... Te durea deși aveai anestezie? Da. Anestezia e, cred că, mai mult o păcăleală. Să te consolezi că, da, nu trebuie să mă doară că am anestezie. Lăsau un fel de aspirator care simțeam că îmi trage tot, începând de aici, simțeam cum totul se duce în jos. Asta strict tehnic, simți cum îți scoate mațele din tine. După care, 25 de minute, am tot simțit chestiile astea. Îmi umblă și tot întrebam, mai durează? Taci din gură, stai acolo. Și spuneam, mă doare, n-are cum că ți-am făcut anestezie. Și spuneam, da, mă doare, n-are cum. Aproape spre sfârșit am avut o cădere de tensiune. S-a făcut, eram lac de apă și eram așa, plâteam, nu mai simțeam aproape nimic. Dar nu din cauza anestezicului, din cauza faptului că pierdeam sânge, mi-a scăzut tensiunea și am leșinat pe masă. M-au luat de pe masă, m-au târât fără să-mi pună nici măcar un tampon între picioare și roiam așa pe drum și mi-a spus, vai, dar ce ați făcut? Zic, ei, de ce am făcut? Adică eu eram vinovată pentru ce m-au trântit într-un pat și m-au lăsat acolo să-mi revin, după care să plec acasă. Timp de câteva zile nu puteam nici măcar să vorbesc. O durere în partea de jos, foarte puternică. Și când respiram mă durea și când mergeam, m-am dus înapoi.
Ce se întâmplase? Ca să nu lungeți prea mult povestea, uitase un rest de țesut acolo, care a stat acolo vreo 6 săptămâni. La prima menstruație m-am trezit că a ieșit ceva. O bucată de țesut destul de mare. Timp de 2 luni de zile, aproape fiecare noapte, visam că mi-omor cei 2 copii. Într-un fel sau în altul. Le pisez capul cu piatra sau îi arunc în fântână. Cel mai frecvent le pisam capul cu piatra și îi îngropam. Ei încercau să iasă și ziceam, n-am încotro, și dădeam cu piatra. Decizia mea minunată și care mi-a afectat foarte mult și viața de cuplu. Eu abia după vreo 3 ani am aflat că de fapt soțul meu ar fi vrut să mai avem acel copil. Și relația noastră s-a stricat foarte mult. Ne răcisem unul de altul, eram ca 2 străini care trăiau în aceeași casă. Eu îl hrăneam, el îmi dădea bani, ne culcam împreună. Dar nu știu, era o chestie între noi. Ne învinovățeam unul pe altul, dar tacit. Mult timp l-am considerat pe el vinovat, pentru că nu mi-a spus nimic. Nici că așa, nici așa, știi? A lăsat, tu decizi. Iar eu am crezut că asta vrea. Și abia după mult timp am aflat că, de fapt, el nu ar fi vrut așa. Am vorbit mult mai târziu. Mult mai târziu am vorbit despre asta când eram însărcinată cu cel de-al 3-lea copil. Abia atunci am rezolvat lucrurile, destul de târziu. Pe Gret mă gândesc, poate era fetiță, am 3 băieți și o fată și mă gândesc, poate mai era o fetiță. Adică regrete și, deși eu m-am spovedit și am vorbit cu preotul și mi-a spus că nu trebuie să mă mai gândesc și că trebuie să dau la o parte, a rămas acolo undeva. A rămas un punct, să zic, dureros așa pentru mine. Și văd viața altfel, atunci eram foarte prinsă în partea asta materială, știi? Și am constatat cu stupoare că Roxana de la 34 de ani este mult mai ușor să hrănească 4 copii decât era Roxana la 25 cu 2 copii. Adică mi-e mult mai ușor acum decât atunci. Financiar vorbind. Și chiar n-am câștigat la loto, nu... Suntem tot noi, dar avem altă deschidere. În general mi-este rușine să vorbesc. Și mi-este, acum și știind mai multe lucruri, mi-e foarte rușine că am luat deciziile astea.